chica, no se siente. Teo, trebuie să mănânci. Hei, salut! Și bine ați venit la un nou challenge! O provocare cu clătite! Multe clătite și ghiciți cine a făcut aceste clătite. Să pună repede like cine crede că Mara a făcut singură 20 de clătite de la A la Z. Ia să vedem. Tu ai pus like? Ai greșit dacă n-ai pus, pentru că, într-adevăr, Mara a făcut 100% singură și ia priviți acest story în care Mara își arată maestria la jonglerii cu clătite. Mara, faci clătite? Da. Ia să vedem. Asta e un șfer. Ia să vedem ce faci. Bravo, Mara! Expertă în clătite! Ce ziceți? V-a plăcut? Voi știți să faceți jonglerii cu clătite? Dacă da, lasă repede un comentariu. Dacă nu, scrie-ne în comentarii cine îți face ție clătite acasă. Acum haide să vă zicem în ce costă această provocare. Avem 20 de clătite, 10 ingrediente bune, 10 ingrediente rele. Nu că sunt rele, dar nu merg în combinație cu clătitele astea un pic dulci. Deci ele sunt clătite pentru desert. Le vom umple cu lucruri dulci și le vom umple cu lucruri sărate, iuți sau alte gusturi nepotrivite pentru clătite. Haideți să vi le arătăm. Avem ketchup, mustar, măsline verzi, hrean, salată cu icre, pate de pasăre, filet de herring în sos de roșie și cel mai rău, wasabi! Și nu în ultimul rând, tot din ingredientele sărate fac parte brânza cu mucegai și diferite tipuri de salamuri. Chiar vouă vă place brânza cu mucegai? Noi o adorăm! Dar ție îți place? Scrie-ne în comentarii și pune un like dacă îți place! Să începem cu ingredientele dulci. Am pus tot aici pe farfurie o brânză specială luată din Bulgaria. E o brânză dulce cu fructe. Extraordinară! Merge perfect cu clătite. Bun, ce mai avem? Deja am făcut una înainte de provocare cu ciocolată Milka și banane. Ciocolata Milka nu am găsit-o la noi, am găsit-o tot în Bulgaria. Și asta tot în Bulgaria. Este Philadelphia cu Milka. Trebuie să fie foarte bună, încă n-am gustat-o. Bun, ce mai avem aici? Dulceață de nuci verzi, lapte condensat, miere, sirop de portocală, Kinder Bueno, dulceață de vișine, halva luată tot din Bulgaria, este cu fistic, eu încă nu am gustat-o. Dar este extrem de bună, am gustat eu. E halva de Susan cu fistic. Și bri. Miere. Nu, e dulceață de nuci verzi. Și acum haide să umplem clătitele. Eu le fac pe cele dulci, tu le faci pe cele rele. Hai. Ok, tati, ține cloșurile. Știți cum facem? Luăm un Kinder Bueno, îl punem aici, rulăm și gata! O să iasă super bun cu cremă! Tu, mami? Eu voi desface farfuria minune! Noroc chiar să pot să fac 20 de clătite! Maria a venit ideea challenge-ului în timp ce făcea clătitele! Uite! Îmi place foarte mult desenul ăsta, așa, din diverea. Brânză cu mucegai! Iam, sper să-mi pice mie, opa! E rea, Mara, e rea! Ei, cum să fie rea, mami? Chiar, voi o considerați rea? Clătita care are vanilie și dulce, ce ai mai pus pe acolo, zahăr. De fapt, brânza cu mucegai merge cu dulce, dar cu fructe dulci. Și începem să rulăm Kinder Bueno. Gata! Iar eu, brânza cu mucegai. Primele clătite sunt gata! Mami, mi-a învins brânza dulce, acum o rulăm. Se pare că are papaya. Bun, eu în asta pun salamuri. E gata! Trei clătite, mami, tu abia ești la a doua. La startul. Acum să-mi ziceți ce să pun. Scrieți-ne în comentarii repede, repede. Eu rulez clătita cu salamuri. Cu cârnați. Ia priviți ce a făcut Briana aici. De mici. Acum eu voi pune lapte cu. Am mai făcut, știți cum? Am făcut cu șmeilui gogoță cu lapte condensat și a ieșit super. Luăm lapte condensat, luăm o lingură, punem în ea. Acum începem să rulăm. Se pare că cineva mă sabotează. Ce caut aici? Lapte condensat, picături pe jos, picături pe farfuria mea. Ce e asta? Și ce dezastru e pe partea ta de masă, Mara! Iarbă. Nu crezi corect! Și salamul merge bine cu muștar! Nu! Bea!
N-aș mânca așa ceva. Ai pus cam puțin. E destul de mult. Crezi? Am stricat o clătită. Ketchup! Rulăm! Pentru mine ar fi foarte, foarte bună. Mie dacă mi-ar pica cu ketchup, m-aș duce înapoi în frigider și mi-aș mai pune mai mult ketchup. S-o crezi? Mara mănâncă ketchup la orice. M-a zăpăcit cu ketchupul ei. Cred că mănâncă și cu înghețată ketchup. Păi da, e foarte bun. Odată am mâncat cu ciocolată. Acum eu vreau cu sirop de portocale. Deschidem, punem foarte, foarte puțin pentru că este concentrat. Ia să vedem ce înseamnă la mare foarte puțin. Topuc. Ok, îl întindem. Super. Acum rulăm. Eu pregătesc icrele. Rulăm. Acum e rândul meu. Deja trebuie să trec la al doilea strat. Acum facem cu miere. E bună și sănătoasă. Sper să nu-mi pice mie. Uite o lingură. Și întindem. Și rulăm. Pate de pasăre. Chiar merge cu niște gogoșari. Și rulăm repede, 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 că vreau să gust. Hai, Mara, rândul tău. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat banana? Vișine! Mulțumesc! Lingură! Asta e cea mai bună clătită. Asta aș vrea să-mi pice mie. Și rulăm! Să încercăm și cu măsline. Nu cred că o să-mi placă. Ia, pot o măsline. Să vedem dacă e bună. Nu e bună deloc! Gata măslinele! Ce ne propui Mara acum? Hai să facem așa. Tu alegi pentru mine, eu aleg pentru tine. Dulceață de nuci. Bine! Yes, am reușit. Doua nucă. Gata. Dulceața de nuci a ajuns pe clătita următoare. Ia uite. Acum eu voi alege pentru mami. Ce alegi, Mara? Hrean. Hrean. Ia primiți ce scrie pe hreanul meu. Dulceața de trandafir. Tati. Ce rapid ai fost. Hello. Să punem hrean. Cine are curaj? Eu. E iute. Rău! Îți vine rândul! Mara, pune halva! Halva! Tăiem halva! Parcă e pui! Vine negruț! A simțit pui! Ce faci, negruț? Îi rulăm! Toc! Conservă de pește! Nu-i așa, Mara, că asta ai fi ales și tu? Mult sos tomat! Mie mi-ar plăcea sosul de tomate, dar peștele nu! Și rulăm! Wow, cum iese sosul de tomate prin ea! Și ultima, dar nu cea din urmă, Philadelphia! Gustăm pentru prima oară așa. Philadelphia cu ciocolată! Oh, e ciocolată! Mamă, tu stai seama că asta e cremă de brânză cu ciocolată? E bună, e cremă de brânză. Ce bine arată așa mâncau! Nu ai voie, în provocare! Împăturim! Aceasta este ultima! Poc! Iar la mine a rămas piesa de rezistență! Ui, pica asta nu va mai putea continua challenge-ul! Ideea e să mănânci măcar două guri! Măcar! Asta este provocarea ta? Să mâncăm două guri? Mam! Uite, nu pot pune mult, că nu vreau să o trădesc pe nimeni! E bine așa? E bine, oare? Wasabi! De ce-am gustat eu wasabi? Și rulăm! Voi vedeți așa de puțin, dar ce o să fie, nimeni nu o să-și închipuie. Repede! Like cine a gustat până acum wasabi! Scrieți-ne în comentarii! Care a fost prima voastră reacție la el? Și acum să pregătim challenge-ul! Abracadabra! Și se pare că fetele au ales deja cine să fie primele candidate. Ele s-au așezat la masă, așa că noi le pregătim cloșurile! Zici că suntem la juri! Nu, zici că suntem la restaurant! Nu, eu zic că sunteți șef la cuțite și urmează degustările! Lasă pe bandă! Le iei tu-n mână și pe tu-n. Închideți ochii! Atenție! La challenge-ul trecut, abonații v-au văzut că vă uitați cum ascundem noi jucăriile în nisip și au fost foarte revoltați. Am primit o grămadă de comentarii negative. Dar atenție, acest mesaj este pentru voi. Era doar o joacă. Nu contează că s-a uitat. N-ați văzut, noi le-am ascuns. Am și filmat și nu am știut unde sunt. Mai bine, hai să ne întoarcem. Da. Cu spatele. Ok, hai să pregătim, tati. Hai.
Eu iau o clătită. Eu iau o clătită. Aici punem altă clătită sub cloșul ăsta. Acum, le ducem cloșurile la masă. Dacă nu luăm gen cu wasabi și ireană. Am luat la nimereală, nu știm ce am luat. Acum vă întoarceți și hotărâți dacă păstrați sau schimbați. Eu păstrez. Ok. Deschidem cloșurile. Gustați! Sper să nu fie... Nu vă uitați! Gustați. Nu vă uitați! Nu vă uitați! Nu vă uitați! Pierzi dacă nu mănânci! Pierzi punctul! Pierzi dacă nu mănânci! Bun! Tu ai vrut să cumucegai? Eu am halva! Bun, bun! Ce bine că nu mi-a picat mie! Ce, nu-ți place halvaua? Nu, mai bine brânză! Eu prima oară când mi-am mutat! Ghean! Mi-am gustat halva! Și acum, rândul nostru, mami! Rândul nostru! Eu să-ți chinezi! Ce bine e! Relaxare totală! În sfârșit, aștept să fiu servită! Vă rog, fetelor, aduceți degustările! Tati, nu e corect! Închizi ochii! Ne filmăm noi singure! Hai, așteptăm! De ce vă uitați? Trebuie să luați la nimereală! Teo, ce faci acolo? Nimereală. Tati, nu! Am luat și eu la nimereală! Punem aici! Punem aici! Și gata! Wow! Și tati! Vreți să schimbați? Schimbăm! N-ai voie, Și? Jos cloșurile! Mamă! Ce clătită chinuță, îmi place, sper să fie și bună. Mamă, nu, mamă, nu te la. E Philadelphia cu Milka. Oh my. Dai, tati. E wasabi? Nu. Asta se mănâncă toată. Ce faci, Teo? Am făcut crea Ce faci, Teo? De bună. Lasă gust. Cu crea? Uite la Bri. Ciocolată. Uite Bri ce ciocolată e. Ia. Hai, tati, să le pregătim următoarele farfurii. Poftim, fetelor. Păstrați, schimbați, ce alegeți? Acum este rândul meu să aleg. Schimb. Schimbă. Bine. Hai! 1, 2, 3, 5! Ciofi, nu te uita! Nu vă uitați! Mănâncă! Trebuie să mănânci! Eu am dulceață de nuci foarte bună! Da, priviți! Dulceață de nuci, iar Mara! Conservă de pește! Cum e Teo? E bun, ce-ai Mara? Se pare că Teodorei îi plac toate combinațiile aiure. Băi, Teo! Teo, ție-ți-e foame, mămica? Bun. Gata, pregătiți-ne farfuriile! Acum o să le aleagă Briana. Ok. Apoi punem cloșurile. Haide, Bri. Wow, mulțumesc. Gata, schimbați sau nu? Tati, tu hotărăști, schimbi? Eu las așa. 3, 2, 1. Să vedem. La tati e bună. La măsline. Măsline. Măsline cu vișine? La mama. La mine sunt măsline, la tine ce sunt? Ai nimerit cea mai bună clătită? Cu vișine? Eu am vrut să schimb, dar tu n-ai vrut. Dar și mie bun. Eu nu vreau, că mie nu-mi place. Nu mulțumesc, că asta e mai bună. Merge. Ce gustare. Asta ai rândul nostru. Îmi place mai mult să se zică. Pregătite, fetelor? Da. Haide, Bri! Și? Eu vreau să schimb. Ok. Schimbați odată. Schimbați. Să vedeți ce este. Și în 3, 2, 1. Deschideți. Și...
Închideți ochii și gustați! Ce? Ce? Ce cu wasabi? Wasabi la Mara. N-are cum să fie și la tine. Wasabi? Nu este pat. Nu se simte. Miere! Ce e? Zica nu se simte. Nu e cu wasabi. Cu ce e, mami? Cu sirop de portocală. Incredibil de bună. Foc, 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 foc. Și rândul nostru. Alu, pentru mine. Gata. Eu aleg acum. Vreau să schimb. Bine. E cu? E cu? A scăpat de cei mai rău? Miere de albine. Tu? Tu ai rău? Tu ce ai? Muștar, ketchup? Bă! Ce era? Muștar. Muștar. N-ai ajuns la muștar de aia. Era destul. Ai în gură acum? Seamănă cu tricoul tău, tati, muștarul. Și cu pantaloni. Și cu fața, că e de muștar. Ai bună. Și cu fața lui tata, ai o față de muștar. Și cu baba. Am scăpat. Bun, noi tati acum. Gata! Rândul cu e! Eu păstrez. Și eu, chiar vreau să păstrez. Ok, păstrați! 3, 2, 1 și... Nu! Vreau să facem schimb că ție nu-ți place ciocolata. Nu, 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 așa v-a picat, așa mâncați. E cu cârnații mei. Rămâne din partea ilaltă unde nu vreau cârnat din ăsta. Trebuie să mănânci! Mănâncă! 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 Hai, hai, hai! Mănâncă! Și clatita! Mănâncă! Hai, Teo! Hai, Teo! Clatita cu banană și ciocolată, Milka! Ce rea e! Ce rea trebuie să fie! Teo, trebuie să mănânci! Teo pierde! Ba, da? Mai mănânc o dată. Aha. A. Hai, pe partea asta. Da. Cum e? Se pare că fetelor ăstora le plac cele mai ciudate lucruri. Hai de Mara! Mai bine spus, hai de Bri. Schimb. Schimb. Da. Schimb. Ok, flosurile jos. 3, 2, 1... Wow, ce-o fi aici? Eu știu ce e. E bun. La tine e bun. Nu știu ce să zic. Poate mă prefac foarte bine. Ia! Deschide-ți mi să vedem. Ce e la tine? La mama e. Ea nu găsesc nimic. Nu cred. Iar eu am lapte condensat. Nu cred. Voi vi le-ați ales. Mie-mi place. Ia să văd. Mie-mi place. Mami, copiii ne mănâncă plătitele. Da. Tati, rămânem fără cine în seara asta. Pentru voi, fetelor! Gata! Teo, ce faci? Păstrez sau schimb? Schimb. Ok. Ok. Schimbă. 2, 3, 2, 1 și... Nu vă uitați! Nu vă uitați! Nu, nu, nu! Închideți ochii și mușcați! Hai! Hai, Mara! Hai, Mara, hai! Curaj! Mușcă! Piesa! E brânza, nu? Eu vreau brânză dulce. Am pierdut runda asta amândouă! Oricum eu! Tati, știi ceva? Noi am mâncat orice. Ele nu mai au scuipat, nu mai s-au strâmbat. Eu știu ce echipă va fi câștigătoare. Acum eu! Eu mănânc! Pentru că nu mi-a picat cu ketchup! Am mâncat! Nu se pune! Ai refuzat prima gură? Ești pa! Acum rândul nostru. Hai, ultimele două! Riana e rapidă! Bravo, Bri! Haideți, fetelor! Bine, avionul în gură la tati! Și mami decide dacă schimbă sau păstrează. De data asta, deși tati s-a uitat, haide să păstrăm. Eu cred că la ele dulcele, dar hai! Știe! Mâncăm așa!
hai. Fie ce-o fi. Sunt colată. De ce te-ai uitat? Ai pierdut. Milka! Bueno! Kinder Bueno, ghiciseam eu. Te mănânci. Ce mănânci? Pate. Da. Cred că ai ceva bun. Mă bucur mai mult de pate decât de Kinder Bueno. Ia, pate, ia. Eu l-am ales pe ăla de pasă de călă, pentru că era mai mare. E bun, mami? Kinder Bueno. Tati, noi am câștigat. Fetele nici nu știu dacă s-au supărat sau s-au bucurat pentru noi. Ele au plecat la joacă, așa că noi am rămas aici să sărbătorim victoria cu câte o clătită. Hai noroc, tati. Dacă v-a plăcut challenge-ul, hai să adunăm 30.000 de like-uri să mai facem. Iar dacă nu v-a plăcut, puneți un like, ia să văd. Puneți? Sigur că majoritatea vor da like. Hei, și mai am o idee. Un challenge pentru voi. Scrieți-ne în comentarii idei cu ce să mai umplem clătitele runda viitoare. Poate câștigă fetele, deși sunt cam mofturoase. Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Vine și Bri să zică pa! Bravo, Bri! Hai, du-te, tu le aleagă și te joacă acolo. Hai.